ce greu ești! Unde să te las? Oh, la Melissa! Ora începe exact într-o minută. Dar unde e Mircea? Dar eu de unde să știu? Probabil că ajunge curând. Alo? Salut! Ce fac? L-am adus acasă. Cum pe cine? Copilului cap de sirenă. Da, la mine acasă. Frică mie? Niciodată. Bine, atunci te aștept după lecții. Câte ora? Iarăși am întârziat la școală. Doamna Sinaida o să mă certe. Înțeles. Ce-i cu discuția asta? Mircea, ai poposit? Pe unde-i îmblat atâta, mai băiete? Doamna Zinaida, eu... m-am blocat în lift. În lift, zici? Hai să ne prefacem că astăzi te-am crezut. Notați tema. Mediul urban din România. Cel mai populat oraș din România este București, cu 1,8 milioane de locuitori. Ce sunet oribil! Ce se aude! Nu fă gălăgie! Doamna Sinaida iarăși o să mă certe pe mine. Tu ce? Nu auzi aceste sunete? Nu aud nimic! Hai scrie acolo și nu te sustrage! Așa, lăsăm discuțiile! Scriem! Constanța! Doamna Sinaida, poți să ies! Bine, dar să nu te reții mult. De unde se aude acest sunet? Cred că de aici. Oho! Copilul mai cap de sirenă? Cine te-a adus aici? Lecția s-a finisat. Cum s-a finisat? Ce-i cu tine, Melissa? Așa a spus cap de sirenă.
Lecția s-a finisat. Ce nebunii faci, Melisa? Melisa, te rog, încetează! Și eu decid când finisăm lecția și când nu. Nu dumneavoastră aici decideți, ci cap de sirenă. Gata, lecția s-a terminat. Pauză! Melisa, ideea ta să scăpăm de lecție a fost super! Aceasta nu a fost ideea mea. Aceasta este decizia lui Cap de Sirenă. Lasă, Cap de Sirenă, e noapte, cred. Salut, Mircea! De ce nu ieși la ore? Aștept să o finisăm mai repede. Bine, atunci du-te și ia masa, am făcut paste. Salut, Melisa! Vroiam să te întreb ceva. Ce mai este și chestia asta? Iarăși Mircea aduce toate fleacurile în casă. Melisa se comportă foarte straniu. Ar trebui să vorbesc cu părinții ei. Ce? Ai venit să ceri scuze? Cap de sirenă mi-a spus să fac asta. Ce asta? Privește. Ce asta? Melisa! Ce-ai făcut? Vreau la WC-ul. Vreau la WC-ul. Vreau la WC-ul. Uite o obraznică! M-au uitat toată! Gata! Sunt părinții! Alo? Bună ziua! Sunt doamna Zinaida. Melisa, dumneavoastră astăzi a întrerupt lecția și mi-a dat cu apă peste cap. Da, și... Stați că vă sun mai târziu. Vreau la WC-ul. Vreau la WC-ul. Vreau la WC-ul. Nu vreau la WC-ul. Vreau la bucătărie. Vreau să mănânc. Mi-e foame. Mâncare. Vreau mâncare. Mâncare. Oh, paste. Vreau paste. Paste. Vreau paste. Vreau paste. Paste gustoase. Paste gustoase. E bun. Gata. A fost gustos. Pa, pa. Ce se întâmplă în casa aceasta? Unde mă aflu? Nu pricep nimic.
întâmplă aici? Nu sunt sigur, dar presupun ceva. Veniți după mine. Vreau să vă arăt ceva. Iată aici, doamna Sinaida. Eu cred că toate problemele noastre se întâmplă de acolo, de la această chestie. Este cald. Este foarte cald. Trebuie să fac un duș rece. Să mă răcoresc. Un duș rece. Să mă răcoresc. Duș rece. Rece. Răcoare. Răcoare. Ce bine. Răcoare. Duș rece. Duș rece. Mami, ce faci? Duș rece. Duș rece. Vino cu mine. Ce? Nu! Cu mine. Și tu ce vrei să zici? Că totul ce se întâmplă este din cauza acestei chestii? Da, este din cauza ei. Pentru că acesta este copilul lui Cap de Sirenă. Am făcut o mare greșeală. Nu trebuia să o aduc acasă. Bine, l-ai adus aici. Și ce să facem mai departe? Trebuie să rezolvăm problema. Eu cred că știu răspunsul. Hai spune odată, ce mai stai? Trebuie să adunăm măcar 10.000 de like-uri. Da, și să nu uităm de clopoțel. Melissa, trebuie să mergem în pădure. Ce fel de pădure? Despre ce vorbești, Melissa? Să mergem în pădure. Acolo e casa noastră. Casa noastră. În pădure. Avem nevoie de sunet. Avem nevoie de sunet. Am executat sarcina. Am executat sarcina. Plec într-o altă misiune. Oh, ce sunet îngrozitor! Ce mai e și chestia asta? Ce mă doare capul! Ce-a fost asta? Nu țin minte nimic! Ce s-a întâmplat? Ce caut eu aici? Ce apă rece! Ce caut eu aici? Cum am ajuns aici?